Devenii racordate la sistemul centralizat au rămas zilele trecute fără termoficare. Motivul sincopei din rețeaua de distribuție a fost din nou lipsa cărbunelui din Valea Jiului pentru termocentrala Mintia, cea care livrează agentul termic Îndeva. Sindicaliștii de la Mintia au afirmat că au făcut publice încă din 2015 aceste probleme, chiar de la încorporarea termocentralei în complexul energetic Hunedoara, dar nu au fost ascultați de nimeni. Am spus-o din 2015 încoace cât ne-am unit. Dacă sunt serioși, pot să scoată și pot să scoată să ne unim, dacă nu, n-avea rost să ne unim. Am făcut o grămadă de, cel puțin sindicatul nostru, majoritarul din termocentrală, o grămadă de proteste, nu ne-a băgat nimeni în seamă, unirea s-a făcut, cantitatea de cărbune a început să scadă până la zero. Pe luna de ianuarie, undeva la 57-60%, procentul din total că trebuia să realizeze, doar jumătate au făcut și în condițiile astea nu s-au putut face stocuri, nu s-au putut face alimentări, nu s-au putut porni grupuri ca să facem bani. Deci, e din partea diviziei miniere. Cum s-au organizat, nu știu, nu am lucrat acolo, dar părerea mea și mă mențin, stocurile trebuia făcute cel târziu în luna august-septembrie. Mircea Crișovan, președintele Sindicatului Liber și Independent Electrocentrale Devea Mintia, a mai declarat că termocentrala, în actualele condiții, cu producție pe cărbune din Valea Jiului, nu poate funcționa fără un ajutor de stat. Acesta însă poate veni doar cu acordul Uniunii Europene. Dacă nu se va acorda un ajutor de stat, adică rezerve, ceva, ce sunt acum pe asta europeană, că noi suntem aliniați Uniunii Europene. Cum dictează, e așa trebuie să facem, nu că vrem noi altcumva. Termocentrala Mintia pe cărbune nu are cum să funcționeze așa, doar cu derogări, până la montarea altor grupuri de alte surse de combustibil. Am înțeles. Pe cărbune așa nu se poate funcționa, că nu am cum să intru în concurență cu oricare producător. Economic nu avem cum, nici noi, nici Oltenia. Acestea sunt povești. O soluție pentru continuarea activității de la termocentrala Mintia ar fi preluarea acesteia de către Consiliul Județean Hunedoara sau Municipalitatea din Deva. Primarul Devei Florin Oancea a vorbit la postul nostru de televiziune despre condițiile în care Consiliul Local ar putea prelua termocentrala. Mai exact, Oancea a spus că preluarea s-ar putea face doar fără datorii și, în plus, nu exclude ca termocentrala să se închidă în urma unei hotărâri judecătorești. În condițiile în care Mintia se separă de CEH, Complexul Energetic Hunedoara, cu Paroșeniu și minele din Valea Jiului, rămâne entitate distinctă, se anulează toate datorile istorice, care depășesc 1 miliard de euro la nivelul companiei, pe 20 de ani s-au tot anulat, atunci, în baza unei analize, sunt de acord să propun Consiliul Local să preluăm termocentrala Mintia ca societate de sine stătătoare, dar în suburnea Consiliul Local. Nu suntem încă în acea etapă. Nu s-a făcut inventarierea întregului patrimoniu, nu s-a făcut divizarea. Și există și pericolul ca să se închidă, pentru că mai este un proces în instanță. Instanță. Nu poate să influențeze primarul, prefectul sau președintele județean, nici măcar premierul României. Decizia unei instanțe. Liderul sindical Mircea Crișovan este de părere că preluarea termocentralei de către autoritățile locale și județene ar fi o idee bună, dar este sceptic în ceea ce privește ștergerea datoriilor. Consiliul Local și Consiliul Județean și-au exprimat dorința. Am început discuțiile cu Consiliul Județean săptămâna asta. Se pare că o să fie și la Consiliul Local. Ei trebuie să trimită un răspuns spre Complexul Energetic Hunedoara și Minister cu condițiile în care o vor prelua. E, nu știu, condițiile le-am văzut ieri, nu prea sunt, nu se pot prea pot realiza. Acum încă se analizează, ar fi o variantă, dar fără ajutoarele care vi le-am spus eu, nu se poate nici Consiliul Local, nici Consiliul Local.
Un alt lider de sindicat de la Mintia, Cristian Iștoc, consideră că varianta cea mai bună ar fi trecerea termocentralei în subordinea Consiliului Județean Hunedoara sau a altor autorități ale statului, fiind de părere că datoriile istorice ar putea fi șterse. Contactat telefonic, președintele Sindicatului Solidaritatea Hunedoara crede că dacă termocentrala trece la Consiliul Județean, această instituție ar putea face chiar și profit. Însă Cristian Iștoc mai opinează și că acest profit s-ar putea face doar dacă nu se amestecă interesele celor cu carnete de partid, liderul sindical mai considerând că în momentul de față și la termocentrala Mintia se face cam multă politică. Se discută la nivel de Consiliul Local Deva și Consiliul Județean Hunedoara preluarea termocentralei în anumite condiții, mai exact fără datoriile istorice, să le spunem așa. Cum ați vedea dumneavoastră o soluție optimă pentru continuarea activității la Mintia? Da, există ordonanța 60 care permite extragerea activelor viabile din complexul energetic Hunedoara și aici se dorește pentru termocentrala Mintia transferul ei către OAT-uri. Permite accesarea de fonduri europene și modernizarea ei, adică ar fi un lucru benefic și un generator de venituri pentru Consiliul Județean dacă își fac temele ca lumea și fac energie, nu altceva, nu politică. Pe ei se face în ultimul timp ca multe politică. Am înțeles, deci dumneavoastră ați marșat mai mult pe ideea cu Consiliul Județean. Ori Consiliul Județean, ori Ministerul Energiei se poate da la Romgaz, la hidroelectrica, varianta spre unde merge, variantele sunt multe. Ideea lui să fie extrasă și să se șteargă datoriile. Așadar, viitorul termocentralei Mintia rămâne în continuare incert, până când se va mai lămuri câte ceva, deveni ar putea rămâne din nou fără apă caldă și căldură. Dar nu sunt sigur pe mineri, pe vineri, sâmbătă, duminică. Aici e problema mea. Înțelegeți? Am înțeles, am înțeles. S-ar putea să pornim așa și să nu mai avem cărbune duminică. Dacă termocentrala va rămâne din nou fără cărbune, acest lucru ar putea duce și la închiderea majorității școlilor din Deva, abia redeschise în această săptămână.